În fiecare minut pe Mapamon se cumpără peste 1 milion de sticle de plastic. Din păcate, o mare parte din aceste sticle se întorc în natură, sub formă de deșeuri. Specialiștii spun că în oceane avem mai mult plastic decât stele în Calea Lactee. Însă, la finalul lunii noiembrie, România s-ar putea alătura celor 13 țări care folosesc sistemul de garanție returnare. Prin acest sistem, românii pot recicla peturile, sticla și dozele din aluminiu, iar fiecare obiect returnat de aceștia va costa 50 de bani. Adică vor primi, în schimb, 50 de bani pentru fiecare produs ambalat. Un studiu realizat recent arată că 90% dintre români așteaptă cu nerăbdare acest proiect. După ani buni de așteptare, numărătoarea inversă a început. Mai sunt doar 44 de zile până când România va dispune de un nou sistem de reciclare grandios. Este vorba despre sistemul garanție-returnare care va fi pornit cu data de 1 decembrie. El nu va fi doar o noutate în România și nu va fi doar cel mai ambițios proiect de mediu din ultimii 30 de ani, dar va fi al doilea cel mai mare din Europa, după cel din Germania. În Cluj-Napoca, de exemplu, un sistem asemănător a fost deja implementat pentru a promova atât reciclarea cât și folosirea transportului public în comun. Noi am investit 180.000 de euro și am achiziționat 3 aparate, care fiecare are încă 3, deci în jur de 9 aparate, de colectare selectivă a peturilor, a aluminiului din oraș. Cu recompensă, adică dacă aduci 15 dispozitive, că este sticlă de plastic, că este badoc de aluminiu, nu contează, 15 să fie bucăți, primești un bilet de călătorie dus în toți care valorează 6 lei. La Cluj pregătesc o politică publică pentru anul viitor ca acei cetățeni care colectează 70% din ceea ce produc să primească o reducere de 5% la impozitul pe care îl plătesc pe imobile sau alte forme de vouchere. La un an și jumătate de la implementarea acestui sistem, municipalitatea a tras linie și rezultatele au fost uimitoare. Peste 8 milioane de peturi adunate. În acest caz, marii retailer spun că sunt pregătiți din punct de vedere al infrastructurii să pornească pe acest drum al reciclării masive. La nivel național au fost deja instalate 2200 de dispozitive în interiorul hipermarketurilor. Noi vom fi pregătiți la momentul demarării, și anume 30 noiembrie, cu aproape toată infrastructura necesară. Vom avea instalate aceste reverse vending machines pe care tocmai le-ați prezentat mai devreme în magazinele noastre. În primul rând am dat drumul la sistem cât mai aproape sau cât mai identic de cel care ar trebui să fie din 30 noiembrie. L-am lansat încă din luna aprilie. Să pregătim echipele noastre la nivel operațional să înțeleagă procesul din spate. Tot acest sistem a fost gândit chiar și pentru mediul rural, acolo unde se va putea aplica colectarea manuală. Echipamentele astea vor fi cumpărate de comercianți sau vor fi puse la dispoziție gratuit? Obligația de a organiza punctul de returnare aparține comerciantului. Acesta are posibilitatea de a opta pentru soluții automate, cum este cel prezentat, sau soluții manuale, cel pe care îl menționați și noastră. Deci, comerciantul este cel care inițiază acest proces de a organiza punctul de returnare. Deci chiar și magazinul sătesc în cazul pe care îl dădea... Chiar și magazinul de 5x5 metri pătrați. Ai sticla marcată, o introduci în fantă? Exact. Și mai trebuie să faci ceva? În momentul în care se introduce în fantă, echipamentul o identifică, caută să o compacteze. A spart-o? Deja a spart-o. Iar ulterior, consumatorul final poate interacționa direct cu echipamentul, apăsând plată, beneficiind mai departe de voucherul în quantum de 50 de bani, ori numărul de ambalaje pe care îl introduce. Valoare egală pentru PET, pentru sticla de... pe care am băgat-o noi acum sau pentru cea de tablă? Așa este. Eu am fost chiar în Germania să vizitez un astfel de punct de colectare și poate că unii se așteaptă să fie vreun spațiu organizat cu cheltuială, dar nici de cum nu s-a întâmplat așa. Am înapoiat la un mic magazin un PET și doamna de la casa de marcat pur și simplu a luat PET-ul respectiv, l-a aruncat într-un sac sub tejghea și mi-a dat 25 de cenți. Totuși vom mai avea de lucrat până când vom perfecționa sistemul. Pentru funcționarea eficientă a sistemului este nevoie de construcția 5 centre la nivel național, unde se vor asigura contabilizarea, sortarea și pregătirea pentru reciclarea ambalajelor.